Salut, prieteni, voi sunteți pe canal Sofia Show. Astăzi noi deschidem colete cu surprize de pe site-ul GR Best. O să deschidem două colete. Într-un colet sunt mai multe jucării și într-un colet este acesta aici de jos. Este castelul prințesei. Este roz? Da, este de culoare roz și este foarte mare. Este mare, mare. Nu știu, cred că o să fie... Foarte frumos? Sper că este frumos. O să vedem. O să-l asamblăm la urmă, deoarece el este foarte mare. Și acum o să deschidem acest colet și o să vedem ce este aici. Cine este curios să vadă ce și cât costă, intrați, link-urile la site-ul GR Best și la toate produsele pe care noi le-am comandat, o să le găsiți la noi în descriere. Pizza! Nu este pizza, dar este... Care primul deschidem? Acesta. În sfârșit a venit... Vesela pentru bucătăria noastră. Bucătăria noastră nu era asamblată până la urmă și în sfârșit ne-a venit nouă aici Vesela. Chiar vreau să o deschidem. Și să punem aici. Da, și o să punem și o să asamblăm. Așa. Și să vedem. Și o să vedem. Priviți. Totul este din metal. Sunt câte piese aici, scrie, de la 3 anișori, deci voi deja aveți. Sara are 3, de eu 5. Așa, nu scrie câte piese sunt aici, nu știu de ce. Dar spate eu și Sara. Da, spate să vă jucați împreună. Și mamica. Și mamica? Și mamica. Așa, deschidem să vedem ce este aici. Vedem, deci, ce include setul nostru. Așa, o să gătiți borș. Acesta nu este lingură, nu știu ce este. Parcă e pentru înghețate să facem. Sau nu, nu știu. Mai este așa ceva. Ce e asta? Nu știu, linguriță. Wow. Ce este drăguț? Nyom, nyom. Poate este o farfurie sau pentru salată. Ceva. De ce e așa de mică? Pentru că voi sunteți micuți. Este pentru ou. Cred eu, wow. Da? Mami! Le-am pus ouul aici. Nu. Așa. Punem aici. Mami! Acestea sunt două farfurii. Și aceia. Acestea sunt pentru spaghetti. Spaghetti? Da, ca să scurgem apa. Acesta este pentru... Pentru ce? Ce să facem? Colțunași. Să mâncăm de aici colțunași. Magazinul. Așa, mai departe, acestea sunt diferite, nu știu ce, pentru bucătărie, pentru tigaie, pentru ca să întoarcem bolele, ca să-ți batem crema, da, ca să-ți batem crema, acestea nu știu ce sunt, acestea sunt ca să scoatem spaghetti și putem privește să le punem aici. Wow, eu tot vreau una. Hai, pune. Ura, în sfârșit, bucătăria noastră o să fie cât de cât asamblată. Încape? Nu știu dacă încape. Dar acesta, în spate să punem aici. Așa. Mamic! Așa. E, încă una. Gata, priviți cât de frumos este la noi în bucătărie, da? Da. Da, acesta ce? Acestea nu știu pentru ce sunt, deja o să vedem. Așa, tot așa să facem. Nu este altceva, nu știu pentru ce sunt acestea. O să vedem deja pe parcurs. O să vedem. Super, super, super bucătărie deja avem noi. Super asamblată. Mai avem ceva pentru bucătărie. Sara zice că aceasta este pizza, dar aceasta nu este pizza. Aceasta mai este... Cum se numește? Pentru borș, pentru cratiță, tigaie, nu tigaie. Cum se numește? Deci, priviți, aici să gătim borșul. Da? Pentru borș? Acesta, spate, de ce acesta este jucăria? Da, acesta este un cuțit din lemn. Să punem aici la bucătărie, o să-l avem. Da, și se poate are și o căpșunică aici. Wow! Așa. Priviți ce frumos este. Dar ce e asta? Are și un capac. Capac? Da. Asta ce e? Priviți pentru capac. Ca să...
facem ca să așa. Luăm poșul, da? Și să-l punem în cafurie. Da. Așa. Și acum stai să asamblez capacul. Eu pun aici. Am vrut să punem și partea aceasta, dar nu putem. Tata pe urmă o să facă, da? Tata ne-a promis. O punem până când aici. A, poate aici să punem. Foarte frumoasă. Din lemn, foarte drăguță. Punem aici. Din produse avem niște morcovi care sunt tăiați în formă de floricele ca să le punem aici în borș. Așa, morcovul deja este. Ăla este morcov. Avem morcov, da, squishy este. Da. Avem cărniță care este aici așa lipită și pe care o putem tăia cu cuțitul. Asta este carne, da. Punem la fel în borș. Ceapă? Nu văd, este în hârtie. Este ceapă, care este la fel așa lipită și la fel putem să o tăiem cu cuțitul nostru. Punem și ceapa în borș. Da, cartofele. Astea sunt cartofi? Da. Wow, cartofi avem care la fel se taie în patru. Așa, priviți. Da, super. Aruncăm și cartofii aici. Mai este ceva? Verdeață ceva. Da. Wow, priviți! Verdeața la fel se taie cu cuțitul. O să-l tăiem. Ce? Punem aici. Ce asta eu cred că Sofia este poate unt? Ca să lungem pe pânică? Nu știi? Așa. Aici eu mă gândesc că noi o să tăiem toate produsele. Dar acesta este cu magneți. Să mi s-a părut. A, el se... Aha, priviți, el aici se ține. Aici sunt niște magneți. Așa. Cred că este ceva un... Nu știu ce este acesta. Mie îmi place. Îți place? Și mie îmi place. Iată așa. Iată. Unde să punem? Mie foarte, foarte îmi place. Și mie îmi place. Foarte, foarte mult îmi place. Gata, noi am deschis aici. Și sare îi place. Acum și acum o să deschidem magazin? Un set. Nu, nu este magazin. Acest set se numește Barbecue House. Să-l deschidem, să trecem și să-l deschidem pe el. Setul este pe roți. Da? Da. Și noi îl deschidem. Foarte greu deschide. Da, foarte greu. Priviți ce drăguț este. Wow. Super. Eu să mă joc. Și eu o să mă joc. Toți o să ne jucăm, da? Deschidem capacul și vedem ce este aici. Asta ce este? Nu știm, acum și vedem. Trebuie să punem astea cu ce. Priviți câte sunt. Sunt și niște stickere aici. Dar ce este ce? Acum și asamblăm și vedem deja ce și unde se pune. Asta cred că este totuși aici. Da, punem aici. Mai departe, acesta este... Punem aici? Aici, nu. Acum, deci, noi asamblăm și revenim. Am asamblat cât de cât acest magazin, cum zice Sofia și Sara. Și aici, priviți, este și un signal. Cine dorește? Ce dorește? Ce avem noi? Așa, ce produse avem? Apă! Crenguști! Hot dog! Avem niște stickere pe care acum o să le lipim aici. Să le încleiem. Să spate așa. Așa. Cine înclei? Eu înclei, bine? Aici. Da, haideți așa. Încet ușor o să lipim. De ce alb? Așa trebuie. Alb. Apoi galben. Așa. Iar alb. Alb. Așa, galben. Cum lipim aici, barbecue. Barbecue, Sofia, dar barbecue. Așa, barbecue. Mai departe, ce mai este pe aici? Acesta mare, să-l lipim. Wow, ce super, da. Ce super. Acesta mare. Dar ce? Acesta ce? Punem aici? Da, și acestea trebuie să le lipim, dar eu deja m-am grăbit, trebuie... Oho. Așa, acestea sunt... Da.
Aici la noi se prăjesc niște cărniță. Se prăjește. Cărniță și gata. Așa, priviți. Wow. Acum trebuie să lipim aceste patru sosuri, cred, mă gândesc eu. Da? Din tomate, din nu știu din ce, usturoi și cu ciuperci. Lipim aici. Aici lipim meniul și prețurile la toate produsele. Aici? Da. Aia? Aio? Unde e telefonul? Aio. Este? Da. Și aio. Și aio. Acestea cred că se lipesc pe produse. Acum își poate. Aceasta este apă. Apă sau... Soft drink. Soft drink. Cred că aici se lipește. Sau water. Acum își vedem. Mai este așa o sticluță, deci sunt mai multe sticluțe. Unde încă una? Aici încă este una. Un muștar, cred că este asta. Da, punem trebuie... aici. Punem Oi, aici muștarul. Am căzut. Da, cu aceasta noi o să întoarcem cremul muștile. Pâinica noastră pentru hot dog. Așa, crenvușca. Cum se ia ea? Cum se apucă? Da. Da, și asta. Iată așa. Punem aici. Da, apoi așa. Da. Și asta ce este? Acesta este cașcaval. Verdeață. Verdeață. Roșii. Ouă prăjit. Să arată de cerepă. Cărniță. Cărniță. Din nou apă, eu cred. Ceva apă dulce, poate este... Nu cred că este cola. Ketchup. Acesta este pentru ketchup. Și avem pâinica pentru hamburger. Punem ce trebuie să punem aici? Cărnița. Ouă nu trebuie. Roșiile. Ouă nu trebuie. Nu, ouă nu. Verdeața, roșiile. Cașcavalul. Și gata. Hamburgerul este gata. Hot dog-ul este gata. Cine dorește ou prăjit, la fel avem. Cartofi. Cine vrea cartofi? Eu. Și acestea deja o să le lipim. Muștarul, tomato. O să le lipim deja pe aceste sticluțe. Bine? Dar deja o să le lipim altă dată. Acum eu propun ca noi să trecem să asamblăm cel mai important, eu cred. Vă place acesta? Da. Haideți să asamblăm castel. Mie tot, la fel, îmi place totul. Haideți să trecem să asamblăm castelul de prințesă. Da. Deschidem castelul. Pentru prințesă. Eu prințesă. Și tu prințesa, și tu fie prințesa. Prințesa. Ai un sticker, da? Priviți ce Corana. Castel mare, wow. Multe, multe piese în el. Acum și tata o să aibă de lucru. Ta-da! Priviți ce frumos! Ce acesta deci scrie că este indoor and outdoor. Deci putem să ne jucăm cât în casă, atât și afară. Și conține foarte multe piese. Cam așa o să arate castelul de prințesă. Wow! Sau așa, sau așa. Așa, el este la fel, toate sunt la fel, însă acesta este, a nostru este de culoare roz. Se vedem care culoare. Roz! Roz? Priviți ce frumos! Da. Piesele. Piesele. Iar piesele. Și iată castelul. Wow! Ca rochia. Da, parcă este o rochie, da? Mare, mare rochie. Foarte frumos, dar trebuie și călcat. Și noi trecem să asamblăm. Avem aici niște bastonașe mai lungi și mai scurte. Pașaportul, da? Da. Instrucțiunea cum să asamblăm. Și să începem. Da.
Noi, în sfârșit, am asamblat castelul nostru de prințese și este foarte super. Vă invităm să intrați și să vedeți și voi ce este aici la noi, da? Priviți cât de frumos este aici. O să petreceți deja timpul aici, da? Da. Vă place? Da. Este foarte mare, cucu, într-adevăr. Cucu. Hai, intră încolo și tata o să intre și o să filmeze totul. Tot. Este foarte frumos. Este de culoare roz. Cucu. Este mare, 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 mare. Și roz. Și roz, da, cel mai important că este roz. Sofie îi place culoarea roz. Eu pot până aici. Da, acolo puteți sta și în picioare. Este foarte super. Deja o să aveți așa, deci locul vostru de joacă. Dacă și vouă v-a plăcut cadourile, jucăriile pe care noi le-am comandat de pe site-ul GR Best, intrați, link-urile o să le găsiți în descriere, intrați și vă uitați, este foarte super. Noi suntem foarte mulțumiți. Dacă a plăcut video-ul meu, puneți like, abonați-vă și scrieți multe, multe comentarii. Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa! Ții!